Și acum, ultimul, sub punctul C, determinați volumul corpului obținut prin rotația în jurul axei X a graficului funcției G, definită pe intervalul închis 1, 2 cu valor liner, cu G de X ca fiind f de X supra X. Odată, G-ul meu care este f de X pe X, este de fapt X-ul E la X pe X, și reducem X-ul și îmi rămâne E la X. Deci, G de X am obținut ca fiind E la X. Volumul unui astfel de corp este atunci pi ori integrală de la 1 la 2 din g pătrat de x de x. Adică o să am pi ori integrală de la 1 la 2, g-ul meu fiind de la x, o să vină e la x totul la a doua de x. Sau pi ori integrală de la 1 la 2 din e la 2x, pentru că a la n totul la m este a la n ori m, și atunci vine e la puterea 2 ori x de x. Și acum, avem următoarea formulă. Integrală din e la u pe u derivat este e. De fapt, formula este integrală din e la u ori u derivat este egal cu e la u. Eu având u expresia mea ca fiind 2x, îmi trebuie 2x-ul derivat, care 2x derivat este 2. Și atunci voi spune în felul următor, ca fiind pi ori integrală de la 1 la 2 din e la 2x ori 2x derivat de x, însă acest 2x derivat este 2, care trebuie să-l anulez pentru că este ceea ce am introdus eu, și atunci voi scoate în față un 1 pe 2. Și conform formulei, este e la u, și atunci o să am pi pe 2 ori e la 2x calculat între 1 și 2. Adică pi pe 2 ori e la 2 ori 2, adică e la 4-a, minus pi pe 2 ori e la 2-a. Sau pi pe 2 ori e pătrat lângă e pătrat minus 1. Aceasta este valoarea acestui volum a corpului obținut.